Oamenii legii din Mehedinți au participat la cursuri de prim ajutor. De multe ori, polițiștii sunt primii sosiți la locul producerii unui eveniment soldat cu victime omenești, iar viața acestor oameni atârnă de rapiditatea cu care se intervine pentru acordarea primului ajutor de bază, până la sosirea personalului specializat din cadrul SMURD sau al Serviciului de Ambulanță Județean. Astfel, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne a fost demarat un program național de pregătire a polițiștilor pentru dobândirea deprinderilor pentru aplicarea diferitelor tehnici și manevre de acordare a primului ajutor fără echipamente, cât și formarea deprinderilor de utilizare a defibrilatoarelor semiautomate. În acest sens, la data de 12 septembrie, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au debutat cursurile de acordare a primului ajutor, la care participă cu prioritate polițiștii mehedințeni din structurile operative. În același timp trebuie să urmărești și calitatea bucală să nu fie rămasă răsprimare, calitatea bucală și să-i descot atunci de poziția, că e mult mai ușor măsura bucală, fiind într-o parte, da, e mult mai ușor de eliminat. Și e greu de gestionat. Cel de-al doilea, cu un șervețel, este partea deasupra, cu un șervețel, și cu un șervețel curățăm. Activitățile sunt organizate de Biroul de Pregătire Profesională al Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, iar sesiunile de pregătire sunt susținute împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Mehedinți. Polițiștii mehedințeni consideră că aceste sesiuni vor ajuta în intervențiile viitoare, dorindu-și să vină în permanență în sprijinul cetățeanului aflat la nevoie.